Nu există excursie în Iordania fără o vizită la Petra. Însă pe timp de pandemie nu este totul atât de ușor. Am căutat să vedem cum ne putem deplasa din Aman spre Petra și n-am găsit nicio opțiune. Normal trebuia să mergem cu un autobuz de la Jet Bus, dar pe perioada asta de COVID nu merge niciun autobuz, iar taxiul costă 80 de dinari doar un drum. Așa că trebuie să găsim și noi o alternativă. Așa că am închiriat o mașină, micuța asta o să ne ducă pe noi la Petra. Avem un drum de vreo 5 ore de parcurs, așa că hai să mergem. Am închiriat mașina asta de la cei de la AutoNation, o costat 120 de dinari pentru 5 zile, are inclus și asigurare, așa că nu trebuie să dăm niciun depozit extra. Am luat-o pe 5 zile pentru că după Petra mai urmează și alte drumuri. Există două rute prin care poți ajunge din Aman spre Petra. Desert Highway este o rută de 236 de km pe care îi facem vreo 3 ore și King's Highway e o variantă de 255 de km pe care îi facem vreo 4 ore jumate. Deși Desert Highway este varianta mai rapidă, noi o să alegem King's Highway pentru că are o priveliște mult mai spectaculoasă. Hai pe King's Highway! E 9:30 și deja este trafic aici în Aman. O să ne descurcăm oare? Nu știu, că n-am mai condus în viața mea pe așa ceva și pe țările astea. Nici nu știu dacă mă lasă cineva, dacă nu mă lasă. Nu cred că te lasă nimeni. Am văzut că aici e fiecare pe cont propriu. Sat maxim cu drumurile astea. Și cu oamenii ăștia care conduc fără niciun Dumnezeu. Cum le vine? Nu există nicio bandă. Din două benzi au făcut 5. Omul a vrut să-mi dea încă... stai că am greșit o leacă. Dă un ex, mă duc să zic. Deci mi-a dat prima oară 10, gen chiar zic că vreau de 40, dar nu m-a încăput decât de 30, vezi? Uh-huh. Și am văzut acolo 39, dar 39 erau 39 de litri, nu 39 de dinari. Oh. De asta, și am crezut că îmi dă 10 în plus, dar de fapt nu, îmi dădea bine prețul. A, și tu îi lăsai acum tips 10 da. Dinari? Da. Bogatule! Asta cum este? Dai, dacă... Nu aveam treabă, oricum. Mâna pe gemuleț. Oricum, dacă ieșim cu bine de aici, poți fi cel mai bun șofer, n-ai cum. Trece salvarea, doar Bogdan a tras pe dreapta, rest nimeni. Uite-o, eu pe care bandă îți? Tu ești pe mijloc. Cred că tu mergi greșit la urmă. Nu, că eram patru aici, nu mai știa care cum e. Arată-mi tu care e banda mea, puf. Nu cred că e asta pe care stai. Deci mă simt ca în NFS, numai acolo mergeam cum îmi venea mie. E amuzant pe de parte, dar trebuie să fii foarte precaut. Adică stai nervitar, eu n-am nicio problemă, adică sunt foarte, foarte liniște, dar gen dacă ești nervos, așa e groasă. Se bagă în față, fără niciun stres, adică sar toată oamenii. Lumea, da, sar oamenii pe stradă, toată lumea se bazează că e atent celălalt. Ei nu sunt precauți. Care-i banda mea, pufic? Nu știu, merge tu înainte. Uite un pic cum merg toți, așa uite, fac. Eu de ce sunt blocat între ăla din spate și ăsta de aici, care s-a dat acum? Uite că s-au format încet, încet trei. Și am apucat să ieșim din oraș, că erau să intre doi în noi și mai era să intrăm și noi în doi. Haos. Nu din vina mea. Mare. Nu. S-a băgat unul, am zis că vrea să-l împingă pe Bogdan, nu să treacă lângă el. Și am mai și înjurat după. Au voie să înjure în Ramadan. Nu știu, dar de unde știu cum înjura, poate mi-a zis că... Îți făcea așa în oglindă! Poate a zis omul, lasă că te înțeleg că ești turist, nu-i nimic. Lasă că te înțeleg că ești turist! Am ieșit din oraș și ia priviți ce-am găsit noi aici, o grămadă de cămile. Crescătoria de cămile. Vai de mine, leșin. Uite și ăla mic, nu mai pot. Am coborât puțin din mașină, l-am lăsat acolo pe Bogdan să iau o gustare. Ca să mă apropii aici de dromaderi. Aoleu, câte gunoaie sunt aici pe jos. Ce faceți, bă, frumoșilor? E atât de cald, cred că e 40 de grade la ora asta. E vreo 10 ceas, 11. Doamne, e imposibil să stai în soarele ăsta. Am ajuns în zona asta mai de țară,
și ne uitam așa în prejur și ne gândeam că n-are nicio treabă cu ce ne imaginam noi că ar trebui să fie aici. Vedeam totul așa deșertic, cum e Wadi Rum, cum e Petra, să fie multă piatră roșiatică, așa. Ei, nu. Când te uiți așa împrejur, vezi peisaje, da, vezi peisaje pe care le vezi și în România. E foarte fain când te întâlnești cu surprize din astea, când ai niște așteptări și ți se demontează totul în momentul în care ajungi. Nu mă așteptam să fie atât de verde. E foarte verde. Mega verde. Unde e deșertul? Noi am venit pentru deșert aici. Uite, măslin. Am zis, de când am ajuns, am zis că duce puțin spre Mediterană. E Toscana aici. Nu chiar, dar nu e departe. Și asta așteptam să vedem. Mamă, mamă, unde am ajuns. E un fel de transfăgărășan pietros. O să ne oprim aici, un refugiu ăsta. Ia uite aici, Bedouin Coffee. E închis ca noaptea. Suntem doar noi, Doamne, ce priveliște. Hai să coborâm. E prima oară când văd un canion de genul ăsta. În realitate. E impresionant. Nici nu știu cum să reacționez. Wow. Zici că ești pe altă planetă. Wadi Mujib se numește canionul ăsta. Aici cred că este Mujib Panorama, nu sunt sigură. Am văzut indicator către zona asta. Nu știu dacă e fix oprirea asta pe care am făcut-o noi aici sau dacă mai există un viewpoint. Da. Wow. Și nu putem rata un loc pentru o poză specială. Așa că provocarea zilei este să scoatem o rochie de aici, din bagaj, să mă schimb și să facem o poză cu panorama asta în spate. Plăcerea mea! A făcut ce-a făcut și s-a schimbat. Și uite, aici nici nu mai deranjez pe nimeni, nu mă vede nimeni. Da, eu am zis că mă urc pe asta, dar nu știu un alt băie. Schimbat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, atașăm aici poza și nici nu am intrat bine în drumul ăsta, că vrem să vă recomandăm, dacă veniți în Iordania, să luați mașina, să mergeți spre Petra, pentru că peisajele astea sunt de vis. De acolo am venit, fix pe zidul ăla am făcut eu poza și mă gândesc acum cum mă vedeau oamenii care au trecut aici pe stradă. Trebuie să fost dubios rău. Noi ne-am oprit în primul refugiu care ne-a ieșit în cale, dar văd că sunt mai multe pe drumul ăsta. Te poți opri în mai multe locuri să admiri priveliștea. Oricum, cred că aia de sus e cea mai faină, că acolo vezi toată priveliștea în ansamblu, se vede strada șerpuită de sus și acolo cred că trebuie să te oprești neapărat. Dacă mai ai timp, te mai oprești și pe lângă. Noi n-avem timp, că acolo se face șase și ne prinde poliția. Noi, da, suntem cam înceți, ne mișcăm lent, rău de tot și ar trebui să băgăm un pic viteză, că la șase știți bine că se închide tot și nu prea am vrea să rămânem pe afară. Am ajuns la un baraj. Pe partea asta nu este nicio fâșie de apă, e complet uscat totul. Și acolo, pe partea cealaltă, este plin. De aici se vede barajul de aproape și ia să vedem și pe partea cealaltă. Uite, deep water, no swimming, no diving. Cred că ajungem la un control de poliție în zona asta. Sau nu? Sau da? Da, uite, s-ar putea să ne oprească aici. Nu ne oprește nimeni. Trecem ca prin brânză. Ce s-a întâmplat aici?
Ăla era o munte pe margine. A intrat în parapetul ăsta de pe... Cum? Era un soldat. A mai mers cât a mai mers, a mai trecut prin niște orășele, nimic interesant, dar am ajuns iarăși în mijlocul deșertului. Și mai facem o oprire. Marte, am ajuns. Așa îmi imaginam că Iordania. Este foarte cețos, vezi cum s-a ridicat tot nisipul în aer. În mod normal, cred că ar trebui să se distingă bine orizontul, dar acum nu e foarte clar din cauza nisipului. Mă gândesc că în timpuri normale nu am fi venit noi aici să fim singuri cu priveliștea asta niciodată. Sunt părți bune și părți rele în a călători în perioada asta. Partea bună este că te simți așa singur, ca și cum ai descoperit tu locurile pentru prima oară. Partea rea este că, uite, nu te poți bucura de ele în orice moment al zilei. Da, nu mă plâng deloc. Nici eu. E minunat. Am ajuns și în Iordania. Aoleu. Cine ar fi crezut? Pe lângă peisajele superbe, King's Highway are și o istorie impresionantă. Are în jur de 5.000 de ani și în antichitate era ceva mai mult decât vedem noi astăzi. Strada asta începea în Heliopolis, în Egipt, și se termina în Refasa, tocmai în Siria. De-a lungul timpului a fost folosită în principal pentru comerț. Imaginați-vă numai caravanele mergând pe aici cu zilele. Iar în perioada stăpânirii romane a fost folosită și în scopuri militare. Atunci a primit numele de Via Traiana Nova, după numele împăratului Traian. Astăzi se numește King's Highway. Așa se face tranziția de la deșert la verde. E plin de măslini aici pe partea și pe cealaltă. Și o să vedeți că în curând ajungem înapoi la oraș. Sunt o mulțime de zone din astea cu corturi. Ia uitați-vă acolo unde locuiesc beduini. Mi se pare foarte ciudat să vedem asta în realitate. Ia priviți acolo în față. Să vedeți cum au haine întinse la uscat pe sârmă, au țarcuri cu oi. E wow, ce viață, ce lume. Checkpoint. Am crezut că oamenii ăștia au rămas undeva în trecut, dar aparent încă se mai trăiește așa și azi. Am ajuns și la primul checkpoint de când suntem pe drum, dar nu pare a fi nimeni aici. Trecem așa? Nu e un om acolo. Nu știu, doar s-a uitat la barman. De moment ce n-a fugit după mine, mă gândesc că e ok. Și în partea aceea sunt alte corturi de beduini. Sunt curioasă ce mănâncă oamenii ăștia, cum se întrețin, de unde au apă, le aduce cineva provizii, își aduc chiar ei provizii din oraș. E un mister tot, sunt ajutați de stat. Chiar n-am nici cea mai vagă idee. Dacă sunt printre voi oameni care au fost în campuri din astea de beduini, dar nu din acelea organizate frumos, din astea care sunt făcute din resturi, da. Să ne spuneți cum trăiesc. Chiar sunt uimită că mai există așa ceva. Copiii stau la vânzare cu ouă. Am văzut mai mulți pe drum aici lângă camp. Deci cred că găsesc tot felul de surse din astea de venit, vând ce cresc ei acolo în curte. Pe hartă, în momentul ăsta, ne arată că ar trebui să trecem pe lângă o apă. Fix aici, în stânga noastră, ar trebui să fie apă.
Nu cred că a mai fost de mult timp. Și aici sunt corturi de beduini. Ia uite iarăși. Prițică, prițică, mini măcar. De cele mai multe ori oamenii ăștia care duc vieți atât de simple sunt mult mai fericiți decât noi sau alții. E mai bine câteodată să stai la țară și să trăiești așa viața de o zi pe alta, să ai grijă de animale, să crești legume pentru grădină. Dar noi n-am putea să facem viața asta. Nu știu. Nici nu m-am gândit niciodată că aș putea. Mie mi-ar plăcea să stau la grădină. La grădină? Da, gen să cultiv, să tund, să... Păi asta zic, mi se pare fain să ai o viață din asta simplă, în care nu ai aspirații din astea nebune și vrei tu să faci pe dracu în patru și să ai planuri pe care nici măcar nu știi dacă le poți atinge. Dar cred că ești mult mai fericit. Cred că trebuie să crești în mediul ăla, eu nu cred că ai putea să te duci de aici. Să treci dintr-o parte în alta. Poți, da, cred că trebuie să fii unul la un milion, poate. Depinde, probabil dacă duci o viață foarte spuciumată, la un moment dat ai putea să te adaptezi unei vieți din astea liniștite total. Am oprit puțin aici la Ataba. Am plecat de la All Inclusive și am revenit la programul nostru de nemâncat nimic toată ziua. Programul nostru dezordonat. Tu deschizi cumva aici, apuc am luat două cola, trei cornuri, doi biscuiți și un câteva și o zis cu un dinar. Și am zis unul pentru toate și o zis că da. Serios? Da. Păi mai ia ceva. Toată lumea îți dă pahare aici când îți cumperi apă sau suc de la magazin. Ah, vis. Pentru că suntem în întârziere, sau cel puțin credeam că suntem în întârziere, este 5:30 și noi la 6 ar fi trebuit să fim ajunși și cazați și toate alea înăuntru. Am căutat încă o dată informațiile legate de curfew sau lockdown, mă rog, cum îi spune. Și aparent de pe 13 martie, la ora 7 se închide tot. Deci noi ne-am fugărit zilele astea efectiv degeaba, pentru că la 7 se închide tot, nu la 6. Cum faci curent într-o țară în care e soare tot anul? Ia priviți aici un kilometru de panouri solare. În sfârșit, indicatorul pe care l-așteptam atâta timp. S-a dus și soarele, s-a dus tot. Dar noi nu mergem la Petra în seara asta, mergem să ne cazăm și mâine de dimineață o să mergem să vizităm una din cele 7 minuni ale lumii moderne. Am trecut și printr-un control, singurul control. Control? Nu, s-a uitat la noi, a zis că unii merge, ți-a zis că în Petra. Dacă se vede acolo, în mai spate. Da, ne-au întrebat doar de unde suntem și unde mergem și aia a fost tot scăpat. Am ajuns în Wadi Musa, orașul în care o să ne cazăm pentru a ajunge la Petra. Ne oprim aici? Da, că nu știu unde e ăla. Trebuie să ne căutăm cazarea, să căutăm adresa. Dar până atunci, ce apus minunat este în seara asta. Am ajuns la cazare. 30 de dinari mai târziu. 30 de dinari mai târziu? Mamă, ce leduri aici pe tavan. Mamă, mamă, bine. Ia, 102. E bine. Bagă și tu cartela ca să avem lumină. Nu știu ce nu merge. E bine. Wow, chiar arată foarte bine. Da. Ia uite ce curat și drăguț e. Baia, camera e măricică, dar e cam întuneric. N-ar trebui să mai deschidem un bec? Nu, n-ar trebui să deschidem asta. Am coborât puțin din hotel să admirăm și noi apusul. Acolo, fix în spate, acela e hotelul. Și aici e apusul, e absolut minunat. Și vreau să vă zic că aici, în Orient, apusul e total diferit față de ce avem noi acasă. Așa se vede soarele aici, mereu, nu are raze, nu e puternic, se vede ca o planetă perfect rotundă.
E magic, zici că e pictat. Nici nu pare Marte. Real. Am venit în restaurant să vedem, poate mâncăm și noi ceva totuși pe ziua de azi. Și uitați-vă ce de bani aici. Mi-am privit leu. Ce faci? Bine. Bună ziua. Bună seara. Da. Ce-am adus omul aici, pufi? Tu știi că eu chiar mă gândeam să am supă azi, că nu mai am mâncat o supă de mult. Supă de tăiței. Mi se pare că e ceva de-a lor supa cu tăiței, că am văzut-o în altă parte, într-un meniu, și genera supă cu tăiței, atât. Okay. Da. Eu tare cred că oamenii ăștia le dau din mâncarea lor, mâncarea asta pe care o mănâncă ei după ce apune soarele din cauza Ramadanului. Pentru că la început au spus că restaurantul e închis și acum văd că s-au adunat toți aici și mănâncă, deci... Nu se respectă mâncarea lor. Da, sigur. Cum e? Pentru că ne-au chemat înapoi și ne-au zis că mergeți în restaurant, că în 15 minute venim. Și am venit. Hai să mâncăm, ce să mai stăm? Băi, voi s-au zis nebunuți. Cine a adus oameni aici? Deci, asta e mâna mea și platoul e atât. Îl întreb eu, asta e pentru amândoi doi atât? Și el a zis că da, că asta e mâncarea iordaniană. Salat, yogurt, mix together with the rice, ha? Okay, okay, okay. Okay, and now I go have to take the breakfast. Okay, thank you so much. Thank you. Da, oamenii, deci acum încep și ei să mănânce. Dar și pentru noi tot breakfastul ăsta, ei. Da, am văzut mai peste tot aici că se vinde apă din asta la pahar și are capac, gen, îți cumperi doar un pahar. Nu-i văd sensul. E foarte mare risipa de plastic. Mai bine îți cumperi o sticlă mare dacă tot îți cumperi. M-am păcălit încă n-am adormit, dar nu mai am mult. Tu ai păcălit. Da, încheiem și vlogul de aici. 12 ore mai târziu. Fix 12 ore. Am început vlogul la 9:30. A, nu. E 8:10. Aproape 12. Am zis că facem 5, dar nu știu cum naiba s-a întâmplat că... Eu v-am zis că facem 7, dar am bătut un record. Da. Da. Cam ne vedem în vlogul. Da, ne vedem în vlogul de la Petra. Pa, pa!